Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă bun găsit, bine ați venit la Mind Architect powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine este Paul Olteanu, trainer coach specializat în neuroștiință și comunicare, în analiza și reechilibrarea relațiilor noastre. Nu uitați că vă punem la dispoziție și un site neuroștiința la neuroștiințalaclasă.ro, pe care profesorii chiar îl pot duce la clasă. Tipul de informații pe care le primiți aici chiar pot fi predate cu ajutorul acestui site pus la cale de Paul Olteanu și echipa sa de la Mind Architect, cel mai ascultat podcast din România. Salutare, Paul! Salutare! Am promis că vorbim despre școală în acest al patrulea episod și plecăm de la o chestie care ni s-a întâmplat tuturor, cred. Am învățat, am învățat în nopțile dinainte de examen sau în cele dinainte de teză. Am strâns tare, sau cum eram eu la chimie, învățam sau la fizică. Și se ștergeau. Și se ștergeau tot. Credem că am învățat pentru o corigență, am învățat efectul Compton, îi țin minte numele. Uite, că s-a lipit până la urmă. Da, s-a lipit numele. Dar, sincer să-ți spun, după aproape 30 de ani, nu mai știu despre ce era vorba. Dar dacă mă trezeai zilele alea, puteam să-ți-l spun pe de rost, pe de rost, așa tare, îl învățasem, îl tocisem. Ce s-a întâmplat? Păi aici e o conversație interesantă despre cum funcționează memoria noastră și e de vorbit așa. Învățarea are patru etape. Din perspectiva funcționării creierului sunt patru etape marșilate. Prima etapă se numește atenție. Dacă n-ai atenție, nu demarează procesul ăsta. Când îți focalizezi atenția pe ceva și aici vorbim, atenția înseamnă să reduci stimul care îți pot Deturna atenția în altă parte, deci să fii 100% focalizat acolo și e cercetare care arată că și dacă privești ce încerci să înveți fără să clipești, foarte concentrat, eliberează în creier un hormon care se cheamă acetilcolină, care subliniază ce conexiuni sinaptice trebuie să fie transferate în memorie pe termen lung. La tine, de pildă, asta s-a întâmplat cu numele efectului ăstuia, ăla s-a lipit. Uh -huh. După atenție... Avem o componentă care se cheamă angajare activă și asta la școală de multe ori lipsește: în care, după ce mi-a fost predat un concept, trebuie să fac ceva cu el. Trebuie să trăiesc cumva, trebuie să leg de ceva care deja contează pentru mine, ca să cresc probabilitatea ca acele conexiuni sinaptice să se păstreze. Angajarea activă e, de, de pildă, în sport. Eu am făcut volei și la volei mai întâi trebuia să fie atent la cum se execută o lovitură sau o mișcare, după care urma să o facem și ne puneau, ne dădeau mingi și ne puneau la perete și loveam peretele cu mingea de sute sau de mii de ori. Aia e angajarea activă. Componenta numărul 3, care dacă oamenii care ne privesc și ne ascultă rămân cu asta, eu cred că am făcut un mare bine multor copii din România, componenta numărul 3, care este indispensabilă din punct de vedere neuroștiințific pentru învățare, se numește feedback generat de erori. Deci zic negru alb. În învățare, la nivelul creierului, dacă nu greșești, nu înveți. Punct. Greșeala nu este admisă în România. Asta vreau să zic. Deci poate... Iar astea nu sunt opiniile mele. E un neurocercetător francez pe care îl cheamă Stanislas de care a scris o carte care se numește Cum învățăm? How we learn? Și ăsta vorbește despre aceste patru etape. Deci, în momentul în care eu ies la tablă și zic ceva sau rezolv o problemă sau încerc să fac, nu știu, o demonstrație, când greșesc, ăsta e motiv de sărbătoare, nu de persecuție. E bine să fiu corectat, dar e util să acceptăm greșeala ca parte integrată a procesului de învățare. Pentru că atunci când greșim, se eliberează cortizol în creier, care e un hormon de stres, care face conexiunea aia sinaptică și mai predispusă la a fi transferată în memorie pe termen Spun, lung. La a reține, adică. Spune-mi un lucru. Îți dau o experiență personală. Da, sunt la chimie, unde aparent am fost lemn în anii de școală, chimie organică. Eu nu mai țin minte ribic, da, minte, se desenau pe tablă acele catene cu, mm -hmm. uh, mă rog, Asta, cu hexagoanele respectiv. respective. știu, a, așa, da, și aveau niște, mică. aveau niște piciorușe, numere, piciorușe niște numere și, și niște numere care reprezentau diverse lucruri acolo, lucruri pe care n-am reușit să-l rețin niciodată. Și, dar ceea ce am reușit să rețin este următorul lucru, că am greșit un 2 cu un 3 acolo în vârful unui picioruș din ăla mm -hmm. Și, uh, profesorul mi-a zis, cum ai spus, doi? 2 este și nota ta. Mm. Și m-a trecut la loc cu nota 2. Ce s-a întâmplat în momentul respectiv în creierul meu? În momentul în care trăim genul ăsta de experiență, acolo problema nu e că ai greșit, problema e că ai fost pedepsit că ai greșit Aha. și să produci o asociere. Deci, noi am vorbit încă din episodul 1 că avem în creier două personaje. Călărețul care e mintea conștientă, rațională și așa mai departe și elefantul care e mintea noastră emoțională, automată, care învață prin repetiție și asociere. În genul ăla de experiență, așa se instalează perfecționismul în capul nostru. În momentul în care greșesc un lucru și sunt trimis înapoi cu doi, ce învață elefantul care coordonează Cătălin 90% din procesele mentale? 90% din ce se întâmplă în capul nostru se întâmplă în afara minții conștiente, în background, în fundal, automat. Și acolo se produce o conexiune care spune n-ai voie să greșești creierul tău învață să anticipeze durere când apar greșeli. Sau te face să detești chimia, să nu-ți mai placă materia în sine. La mine, de exemplu, în clasele 5 o prima notă la matematică a fost 7, care era o notă mică, eu în 1-4 având numai note mari și ăla a fost startul relației mele dificile cu matematica, nu pentru că mie nu mi-ar fi plăcut materia asta, ci pentru că prima experiență emoțională într-un context nou, că m-au mutat părinții dintre a patra, într a cincea, de la o școală de cartier la un colegiu din Ploiești, a fost una negativă. Ce ar trebui să facă un profesor în situația asta? Zic și ultima etapă, că Te e rog. importantă. Deci avem atenție, avem angajare activă, avem feedback generat de erori și, dragilor, dacă sunteți profesori printre ascultători, tolerați și încurajați greșeala cu corectare pentru că este parte din felul în care învață creierul uman. A stigmatiza greșeli este exact lucru care ne face să detestăm învățarea în general. Nimeni care a învățat să se teamă de a greși nu are apetență la a se expune la riscuri ulterior. Și este un lucru foarte toxic pentru că fără greșeală nu există inovație. Dacă nu ești dispus sau disponibil să greșești măcar din când în când, n-ai cum să faci ceva original. Și ultima etapă, și aici cu dedicație pentru toată lumea care ne ascultă, Așa. este consolidarea memoriei. Iar consolidarea memoriei se întâmplă exclusiv în timpul somnului. Deci, dacă nu dorm destul, degeaba înveți. Degeaba îngrași porcul în ajun sau cum se zicea când învățam înainte de examene la facultate, dacă nu dorm destul, nu se va transfera informația din memoria pe termen scurt, aia care îți permite să ții minte asta o zi, două, trei, în memoria pe termen lung, aia care îți permite să-ți aduci aminte, nu știu, când a domniște fan cel mare și peste 30 de ani de când ai învățat asta. Serios, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, adică somnul mulți e. Mulți oameni nu se gândesc. Asta Tot... e partea interesantă. Atunci, expresia aia că să pui cartea sub cap uh... are altă însemnătate după descoperirea asta și e ceva ce poate mulți ascultători trăiesc pe propria piele. Să fi învățat înainte să adormi să fi dormit, iar a doua zi dimineață informația s-a lipit mult mai tare, e mult mai puternic ancorată în memorie. Deci astea, astea ar fi etapele, iar în termen de recomandări, ce ar fi util de înțeles pentru profesori și pentru cei care au de trecut procese de învățare prin activitatea lor cotidiană? Unul la mână. Captarea atenției e esențială. Deci eu, dacă sunt profesor, aș depune efort la începutul lecției să-i fac pe copii atenți la ce urmează să le spun, să le captez atenția. Atenția e un dar pe care îl câștigi, nu e ceva ce comanzi la nivelul creierului. Angajarea activă înseamnă să legi ce prezinți tu de ceva de care îi îi pasă emoțional deja. De exemplu, eu mi-aduc aminte mult din Enigma Otiliei, pentru că în perioada în care am citit-o, și mie îmi plăcea de o fată, care plăcea pe cineva mai mare decât mine, cum e cazul Otiliei Pascalopol, de exemplu. Și mi s-a lipit în creier că am trăit angajarea activă cu asta. Feedback generat de erori este pasul 3, unde când greșim, nu vorbim despre a celebra greșelile, vorbim despre a le tolera și corecta, nu stigmatiza. Pentru că noi, când stigmatizăm greșeala, fără să ne dăm seama, noi nu învățăm copilul doar că erau 3 piciorușe sau 3 în loc de 2 în vârful catenei sau ce povestei și învățăm elefantul, creierul inconștient, partea asta primitivă din creier, să anticipeze durerea la greșeală, respectiv să se, cum să spun eu, să asocieze învățarea și școala cu ceva nasol. Și numărul 4, pentru dezvoltarea asta cerebrală normală, ce spune cercetarea? Matthew Walker, neurocercetător britanic în De ce dormim, cartea pe care a scris-o, minim 7 ore de somn, dacă suntem adolescenți, vorbim despre undeva între 10 și 11 ore de somn necesare ca să ți se dezvolte creierul normal, respectiv ca să apară consolidarea asta a memoriei de care vorbim. Am să duc la toți adolescenții episodul acesta. Spunem un ultim lucru. Încurajezi învățarea pe de rost a unor lucruri? Se întâmplă în școala din România și probabil peste tot. Adică dacă ajută, da. Eu cred că trăiam într-o perioadă în care era mult mai important să știi pe din afară lucruri pentru că nu aveai acces la ele. Acum, în esență, dacă ai un telefon mobil, ai acces în mână la cunoaștere universală aproape. Deci cred că e mult mai înțelept și important să învățăm copiii să opereze cu informația pe care o primesc și respectiv ce reflexe emoționale instalezi eu în școală. Și dau un exemplu foarte simplu, Cătălin, care ne afectează pe toți. Dacă eu, în școală, când mă ridic în picioare să-mi exprim niște idei, anticipez și respectiv trăiesc durere, sunt rușinat, sunt criticat, sunt certat, sunt nesimțitul ei aloc, uitați-vă la Olteanu că e bătut în cap, lucruri din astea, în creierul meu să produce o asociere inconștientă între a vorbi în fața altora și durere. De aia, românii sunt paralizați când trebuie să vorbească în public, pentru că majoritatea experiențelor noastre școlare erau din registru când vorbești în public, trăiești durere. Nu prea te ridicai în picioare și la finalul acest spuneai, erai aplaudat sau îmbrățișat. Și atunci e mult mai important să înțelegem că noi când predăm sau un actul ăsta educațional în contextul școlii, reții și niște informații pe care poate ai noroc să le folosești în viața adultă, dar mult mai important scrii în creierul emoțional inconștient reflexe emoționale. În America, de pildă, orice spune un copil la școală, chit că informația nu e corectă, primește ceva din registru, bă, nu e corect exact ce spui, dar felicitări că ai avut o perspectivă originală și creativă, bine că ți-ai exprimat opinia. Și de aia când te uiți la americanul de rând, vezi că nu paralizează când îi să ia un interviu sau când îi să pune o cameră de la vederi în față, pentru că elefantul, structurile alea primitive din creier, n-au produs o asociere între vorbire în public și durere, într-un mare contrast cu ce vedem la noi. Deci educația e mult mai mult despre ce învață elefantul, nu despre ce memorează conștient călărețul. Cred că o să avem un episod separat pentru vorbitul în public. Nu uitați neuroștiința la clasă.ro este site-ul cu care profesorii pot duce la clasă efectiv, adică în mod concret aceste cunoștințe. exact ce povestim noi. Aici. Exact și o să vă ajute în procesul de învățare și de predare. Paul Olteanu, îl urmăriți și la Mind Architect. Ne auzim săptămâna viitoare. Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.